Discuția despre, despre lucrul ăsta, că țin cu toate echipele, a fost după meciul cu Germania. Da. Un coleg de breastră așa. A avut tricoul cu numărul 10, pe care clar că nu puteam să-l dau. Era primul meu tricou cu 10 și meciul cu Germania așa. Și era părerea statului meu. Și atunci el a scos-o pe piață că eu țin cu toate echipele. Și mereu s-a ținut de mine mulți ani. Nu o să-i dau numele pentru că eu știu să iau. Stai, coleg de breastră de-al tău sau de-al mei? Nu, de-al tău. A, de ziarist. Un ziarist. Ziarist. Eu și de aici am crezut jucător. Și eu am crezut jucător. Nu, a fost un ziarist care toată perioada după aia găsea tot felul de lucruri. Dar poți să-i spui numele. Dar mai activează? Bă, nu știu. Cum îl cheamă? Că zic eu dacă nu, nu zici după aia atunci. Da, o să zic. Și de aici a plecat, de aici a plecat cu cine, cu ce echipă țin. Și e clar că eu țin cu Craiova, este echipa de suflet, pentru că acolo am crescut. Exact cum l-a întrebat pe el. El a crescut la Dinamo. Corect. E normal să, acolo am petrecut 6 ani, de acolo m-am format ca om. Da. Până la urmă. Și bă, n-am cum. Ok, am fost peste tot, mi-am făcut treaba cât am putut. Ai mai fost bine. Ai profesionist, da. Dar echipa în care e la suflet, pe primul loc este Craiova. Care Craiova e următoarea întrebare? CSU care sau FCU? Care este în Liga 1. Care este în Liga 1. Deci pentru tine asta este Craiova. Păi, da, eu la asta am jucat, cred. La asta am promovat cu ei. Păi nu, stai un pic, ai jucat și la Mititelu, ai jucat și da, la da, eu cred că e continuatoarea. Deci e continuatoare CSU Craiova. Bun, am lămurit-o. Din punctul tău de vedere, din punctul meu de vedere, așa cred. Exact. Bun. Tu ce părere ai, Cristi? Cine e Craiova adevărat? Nu că te-ar interesa pe tine prea tare zona asta, dar... Bă... Deci să spui că îți dau un pe masă. Deci tu ții sigur, deci ești cu... Eu așa cred, pentru că altfel nu mă duceam acolo. În momentul când m-am dus și am în proiectul ăsta, mi s-au... Două sezoane ai jucat. Da, am promovat cu ei. Da, când am ajuns, erau după 4 etape, erau pe loc 11 din 12. Da. Și după aia am început să creștem și s-au făcut lucruri frumoase și în continuare. Cred că ar trebui să luăm un exemplu. Tot ce înseamnă Liga 1, adică condițiile care sunt la Craiova, de pregătire, deplasări cu avionul, adică sunt niște condiții de performanță din punctul meu de vedere și ar fi un exemplu de urmat. Din păcate, nu știu câte cluburi își permit să facă. Bine, au și buget asta destul zic, de bun. Din păcate, nu știu, ar fi ideal dacă toate cluburile și-ar permite lucrul ăsta. Chiar am auzit și eu, cei mai mulți s-au simțit foarte bine în ultima perioadă la Craiova. Întotdeauna, adică, din punct de vedere fotbalistic, administrativ, eu terenuri... Eu nu știu de când e echipa asta, de când s-a... Liga 1, nu știu să fie avut probleme cu salariile. Ceea ce pentru România... E adevărat. Și atenție, și pandemie, lucru... când toată lumea a suspendat salariile, Craiova le-a plătit. A ținut, da. Da, care e mare lucru din punctul meu de vedere. În România? Noi am prins. Știm ce înseamnă în România să stai 3-4 luni, să aștepți să... Și vorbim de echipe mari. Nu mai vorbim de celelalte mici care au fost 8 luni. Păi de asta spun, că și la echipe, că înainte la echipele mari, se întârzia și la noi cu banii, nu făceam o tragedie neapărat din asta. Adică când intram în teren... Dar una e să-ți întârzie 3-4 luni, alta e să fii neplătit 9-10 luni, cum e la Astra. E și asta o chestie, știi? Că nu cred că ai stat 9 luni neplătit vreodată. Victorie, dar ți-asum că eu știi ce observ în ultimul timp, că sunt și unii jucători care se duc acolo, că se duc și știu situația. Adică, pe bune acum... Adică la Astra, dacă ești ofertat de Astra, știi ce urmează. Stai puțin, dar dacă nu mai ai altă șansă? Sau nu crezi că nu mai poți trece în altă parte, te duci acolo, aștepți, bă, bani, că l-am dat ei. Măcar nu mai spui. Aia da. Înțelegi? Dacă tot m-am dus. E adevărat. Cine este Steaua? FCSB sau CSA? Pentru că tu ai jucat și la Steaua. Și aici e destul de aprigă lupta asta. Că tu le-ai pe astea cu Liga 2, prima ligă. Cred că cea din Liga 1. Cea din Liga 1 consideri. Da, în punctul meu de vedere, bănesc că ei sunt antrenatori. Normal, cam așa e. Stai, dacă mă întreb pe mine, uite, mie mi se pare că Vivi Răchită, și tot dau acest exemplu, a argumentat cel mai bine. A zis că din punct de vedere sportiv, strict sportiv, FCSB este Steaua. Corect. Din punct de vedere juridic și la nivel de acte și decizii judecătorești, CSA este Steaua. Păi asta e. Și mi se pare cea mai corectă explicație. Dar o luăm din punct de vedere fotbalistic. Da. Corect. Adică nu eu din punct de vedere juridic, înțelegi? Nici pe mine nu mă interesează cazierii juridici, sincer. Exact, pe tocmai de aia. Care nu ne pricepem. Și a mai spus Florin Manea ieri o chestie interesantă, bine, legată de Rapid. Spunea, domne, din punctul meu de vedere, valabil pentru toate echipele din România de tradiție, echipa respectivă are palmaresul acolo unde sunt suporterii. Corect. Marea de suporteri îți dă palmaresul, practic. Corect. Cumva, din punctul meu de vedere, are dreptate. Da. Ce părere? Ești așa, un pic îndoit? Nu sunt îndoit, dar așa e. Unde sunt suporteri, acolo e și palmaresul, acolo e și susținerea, din punctul meu de vedere. Trebuie să ne gândim că și la Craiova, în momentul când a revenit echipa asta, nu mai era fotbal de vreo 3 ani. Da. Și Steaua, dacă nu era atunci domnul Becali,
Nu mai era? Nu mai era, adică trebuie poate să mai înființa nici asta. Așa e ușor să vorbim, să ne dăm cu părerea, da? Cred că sunt importante și lucrurile astea, că dispăreau sau nu era și mult. Foarte important. Foarte important. Și acum nu mai vedem despre ce să vorbim, spun sincer. Adică nu cred că așteptam CSA-ul să intre în prima ligă. Știi chiar chestia și cu CSA-ul? Lucrurile sunt mai complicate pentru că e departamental, are nevoie de investitori privat. Asta vreau să zic, de liga a doua. Deja nu mai devine privat. Că uite-te un pic, e complicat. N-ai vrea să promovezi. Păi da, exact. Adică, deci cum ar veni următorul pas, va trebui să vină privat. Asta e cel mai important. Măcar parțial, știi cum e, adică da. Nu trebuie să fie total, dar marea parte a bugetului trebuie să da. Vină din bani privați. Din banii că și așa cheltuielile din bani publici sunt destul de mari. Mă rog, mai intrăm în discuția asta. Da. Vreau să zic ceva, din punctul meu de vedere, sunt foarte puțini bani care sunt din public și nu vorbesc doar de Steaua, vorbesc de toată România. Te referi că se investește în sport? Foarte puțin. Păi da, foarte dar puțin și dacă ne comparăm, doar iau Ungaria, în care aseară vorbeam cu un fost coleg de-al meu. Da. Și îmi spunea că dacă ai academie, primești în jur de 1 milion de la stat. Pe an. Pe an. Ei, eu cred că academia viitorul, cred că n-are cheltuieli mai mare de 1 milion. Toată academia te referi? Toată academia. Nu știu sau ce pe aici. Un nu milion, știu că și-au pus tot milion, felul de staff preparatori. Ok. Cu taxe, cu alea, și pare cea mai importantă, nu? Da. Sau este cea mai importantă din România, nu? Este momentul de față cea mai importantă. Adică tu dacă ai venit și ai face 5, 6, 7, ai crește nivelul, clar. Da. Și te datorezi statul cu banii ăstea. Mă, uite, eu ajung la o vorbă, că vrei să spun ceva. Nu e încă 1 milion pe academie, dar vezi că acolo au multe grupe de juniori, au autocare, au... Da, dar până la nu știu ce vârstă se și plătește, din ce știu. Da, dar nu acoperi foarte mult. De exemplu, îți dau un exemplu. Păi știi cât cheltuiam cu echipa a doua înainte? Că de asta s-au și desfințat. Se cheltuie foarte mult. În jur de 400-500.000 pani. Da. Bă, sunt echipe, vorbesc foarte serios cu echipa a doua. La Dinamo mai și scoteau din echipa a doua. Hai să scoteau la Paiuri. Scoteau fotbaliști, Victor, pentru că noi am ieșit de acolo, de la echipa a doua. Nu știi că la un moment dat a povestit în Liviu Ganea că țipa, nu mai știu cine țipa la Dinamo 2, că să nu dați gol. Sunt multe echipe. Nu da, bă, gol. Eu vă spun ceva, sunt multe echipe în Liga a doua care nu au buget 1 milion. Așa e. Care nu au? Care nu au. În Liga a doua? Da. A, bine. Și eu știu. Nu am. Bun. Eu știu o echipă care a jucat anul trecut acolo, a fost la bătaie, care nu are 1 milion. Cine? Mioveni nu are 1 milion. Dar stai că și mi se pare că nici ASU Poli nu are 1 milion. Adică... Dar nici Farul nu cred că are. Adică despre ce vorbim? Și ei dau la orice club care are academie, dă 1 milion. Cum se pare proiectul DDB de la Dinamo? Păi, trebuie felicitat și băieții și galeria și tot ceea ce se întâmplă. Dacă n-ar fi fost ei, cred că acum nu aveam ce să discutăm. Din păcate, eu cred că ei nu pot să susțină singur acest lucru până la anul. Va trebui până la urmă cineva să vină. Chiar eu, dacă aș fi în locul lor, m-aș duce și aș vorbi și din foștii acționari. Și aș ruga păi deja e Nicolae Badea implicat. Bine, da. Domnul Badea e implicat, sufletește și, bineînțeles, doare ce se întâmplă. Că... Nu știu cât de mult e implicat. Adică, cu nu sfaturi și cu probabil, sfaturi. Mai promovează. Mai o sponsorizare. E ceva de apreciat. Dar e foarte greu. Și ei cred că își dau seama acum, având în vedere că au o perioadă de când susțin echipa și de când fac sacrificii pentru echipă, că nu va putea la nesfârșit. Nu vor putea la nesfârșit. E foarte greu. Eu sunt, pe mine lucrurile astea mă crucesc și am văzut, am trăit 20 de ani la cel mai înalt nivel și am văzut tot felul de lucruri, dar lucruri ce se întâmplă, chestia asta, să vină cineva, să poată să ia, să facă, fără nicio garanție, să ia un club atât de important, până la urmă Dinamo, un club, sunt puține cluburi importante. Și Rapidul s-au luat și tot important a fost. Asta așa e, sunt puține cluburi importante, sunt puține echipe importante. Și să ajung să vină oricine să le ia așa. Așa e, e o mare problemă asta. Să sperăm că într-o zi Federația și Liga vor găsi o cale, nu știu, măcar un filtru de orice fel, astfel încât să mai poată să vină oricine. Ceva. Și aduți aminte ce țepare au mai venit prin fotbal românesc, era comedie deja. Păi și masone, masone. Pe Piatra Neam sau unde a fost? Făcea circul la Timișoara. La și a fost la Timișoara. Cine a fost? Zambon. Zambon. Da, ceva.
înainte de accidentare, când juca Colici, un jucător de 500 de mii de euro, nu de milioane. Un jucător cumpărat în formă de la o echipă, cât de important era pentru Craiova. Da, era un jucător, și el și Mihaela, erau jucători decisivi în multe, multe etape au fost decisivi. Să-l vedem cum va fi după accidentare, pentru că doar cei care au trecut prin accidentări știu ce înseamnă. Da. Trebuie perioade lungă de... E foarte greu să te revii la forma după ruptură de peroneu. Și există posibilitatea să nu mai vei niciodată la nivelul ăla. Eu am avut și o ruptură, eu am avut 6 operații. Printre una din ele a fost și ruptură de peroneu și... Cât îți ia după o astfel de accidentare, Mihaiță, să revii, să te simți tu sigur pe tine, pe picior? Eu niciodată n-am fost la... Niciodată, pentru că... se forța să revin cât mai repede. Da. Adică să vin... Totdeauna am grăbit puțin etapele. Adică în loc de 6 făceam 4 luni, începeam cu... Și crezi că ai greșit uitându-te în urmă? Am greșit. A fost soarta mea până la urmă. Așa trebuie să se întâmple. Dacă aș fi cu minte de acum, aș schimba multe. Adică ai stat 6 luni cât trebuie. Categoric. N-ați deci, Colici, tu ai semne de întrebare dacă mai poate fi la nivelul la care a fost înainte de accidentare. Da, eu mi-aș dori foarte mult. Dacă vreți, vă dau un alt exemplu. Care toată lumea vorbea pe la televizor și nu înțelegea ce se întâmplă cu Kipciu. Da, când te juca cu șuruburi în picior. Vă auziți aminte după... Da, și cuiduia stadionul. Exact, și nu știa lumea de ce. Pentru că e ca o mașină care o lovești, nu mai e ca nouă.